joacă Jucăm dublu sau nimic în deșteptare. Avem 800 de euro în această dimineață. Suntem live și pe Facebook. Ne puteți urmări pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Nu negăm. George e cu noi și el. Bună dimineața, George. Oh, salut, George. Bună dimineața. Ce de unde ești, George? Pardon. Din Otopeni. Din Otopeni. Din Otopeni. Vecin de al meu, cum ar veni? Să zic că da. Cât de cât. Trec în fiecare zi pe la tine prin oraș. Eu prin București. Da. În fiecare zi. Unde lucrezi, George? În ce zonă? Liber profesionist. Liber profesionist. Păi și cu ce te ocupi așa ca liber profesionist? Explică-mi și mie, te rog frumos, ce înseamnă liber profesionist, exact. Sunt evaluator. Evaluator? Okay. De ce evaluezi? Ce de toate, să zic așa. Ce se mai poate evalua? Să cum, pe noi se cum mai ne... poate evalua? Pe noi cum ne evalua așa, dacă ar fi să fie? Păi, nu știu... Ne descurcăm. Păi nu ne... Ne descurcăm. Cât vă lasă inima? Nu cât ne iei tu, ci cum ne-ai evaluat tu pe noi? Adică ce notă ne-ai dat, să zicem așa? A, ca note? Uh-huh. Ca note nu știu. E drăguț. Îți merge bine. Îți merge bine, a? În meserie. În 9.50, măcar, că bate la ochi. Da. Bine, George. Știi regulile jocului, da? Știu. Ai fost atent la detaliile date de Luca acum câteva minute? Am fost. Ai fost. Și ești încurajat de treaba asta sau dezamăgit după prima? Ha? Sunt. 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 Bine, hai că par foarte optimist. Ești plin de entuziasm, mă? Da. Hai să vedem ce se întâmplă. Mult succes, George. Mulțumesc. 100 de euro. George, tu acum ești acasă singur? Nu sunt singur, dar sunt acasă. Și cu cine ești, na? Cu Sofia. Și să o salutăm și pe doamna. Cum o cheamă? Alexandra. Bună, Alexandra. Bună dimineața. Așa. Să-l ajut pe George să nu-l încurci. Sper. George, pentru o primă 100 de euro în dimineața asta. Fii atent. În poezia Miorița. O știi? O știu. Apar 3 ciobani. Unui moldovean, unui ungurean. Din ce zonă provine al treilea? Baci moldovean? Nu știu. Deci mai da. Nu cred. Deci unui moldovean, unui ungurean. Și ce rimează, bre? Da. Dăunărnean, ce? Dâmbovițean, ce? Oltean, muntean, cum? Ardelean. Moldovean. Cum? Moldovean era. Ardelean. Ardelean. Unul e Ardelean. Era Ardelean, că atunci nu se mai termina Miorița niciodată. Adevăr că, băi, autorul... Dar ce l-a apucat pe ăla? Adică, na. Bă, de ce l-a făcut pe ăsta? Ce l-a făcut? De unde e? De unde i-a venit adică lui? Adică de unde e până unde? Da. Până unde. Că nu-i corect. Nu știu, m-am blocat. Normal ar fi fost Oltean. Ardelean nu e. E nici Oltean. Și nici Oltean. Hai mă, George, trage puțin de tine. Nu mai trec. De ploaie pe gură de rai, că... iată, vin în cale, se coboară în cale, trei turme de ei cu trei ciobănei. Unul e moldovean, unul e ungurean și unul e... Vrâncean. Pam, pam. Vrâncean. Da. Vrâncean, măi, ca... George era. Marian Oprișan. De ce l-o fi pus Vrâncean, nu știu. Adică nu am cu vrâncenii, să nu ne înțelegem, dar... M-aș fi așteptat să-i Oltean, Muntean, Dâmbovițean. Vrâncean. Na. American. Da, vezi, asta e... Vezi cum e? Da. Când ești sub presiunea concursului, George, se întâmplă. Să nu-ți vină răspunsul, că până la urmă toți știm Miorița, dar uite, dacă o iei așa în felul Miorița, ăsta... Miorița, laie, laie, bucălaie... Da, da, știi că am avut noi aici, am întrebat cum o chema pe Miorița și o chema laie. Laie. Și mai cum, bucălaie. Unul dintre momentele memorabile, da, da, din dublu sau nimic. George, îți mulțumim, te salutăm, numai bine! Să trăiești, George! Care era... Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM. Dar care era întrebarea atunci cu Miorița de a răspuns la e? Mai cum ții? O chema pe oaia din Miorița? Și cum o chema pe oaia nu din chema. Nu o chema. Da. La e.